Șase femei puternice și-au expus creațiile la Galeria de Artă Corneliu Baba în cadrul vernisajului expoziției Feminitate, pictură, desen, colaj. În prag de martie, o perioadă plină de feminitate, zâmbete, credință și optimism, psihoterapeutul Dana Haidău a decis să ofere celor din jur o parte din sufletul și creațiile sale, astfel că a cooptat alte femei talentate care au lucrat împreună pentru ca pe simezele galeriei să fie oferite picturi, colaje de fotografie, desen și ornamente deosebit de interesante. La acțiune au fost prezenți foarte mulți caransebeșeni, oameni de cultură, prieteni și rude ale protagonistelor, care au prezentat cu emoție în glas ceea ce au dorit să transmită prin creațiile lor. Felicitări pentru această expoziție. Tu ești anfitrioana acestui eveniment, o acțiune, așa cum spuneam, în prag de primăvară, dedicată femeii, în primul rând, sexului frumos, dar și bărbaților, pentru că ei trebuie să cumpere ca să facă un cadou mai departe celor dragi. Eu știu că tu ești psihoterapeut, spun da, bine. Da. Cumva, din tot ceea ce văd aici în tablourile tale, ca și descriere, te regăsești. Fertilitate, puterea unei flori, cumva te duc de acolo de unde ai început tu, de fapt, să te descoperi, mă gândesc. Da, eu folosesc arta și pictura, pictez ca o metodă de autodezvoltare personală, de autodescoperire. Terapie prin artă. Exact, doar că na, o practic, nu am studiat asta, doar o practic pentru mine. Eu am studiat altă formă de psihoterapie și mă ajută foarte mult să mă înțeleg, să mă cunosc. Eu trec personal printr-o perioadă acum în care îmi regăsesc feminitatea. Am vrut să te întreb pentru că am văzut cumva din sufletul tău foarte mult expus aici. Da, da, bineînțeles, arta ne face vulnerabil pentru că expunem ce trăim și mi-am dorit să împart cu femeile acestui oraș și de ce nu din lume, din țară, dorința asta de a ne regăsi calitățile și a le lăsa să se înflorească și de a ne crea un mediu. Să ne placă de noi, nu? Că de acolo exact, e treaba. Da, da, și calitățile astea nu se pot dezvolta, nu pot înflori dacă nu suntem înconjurate de un mediu cald și sigur pe care ni-l putem crea noi, dacă nu-l avem, dacă cei din jurul nostru nu le oferă, îl putem crea în noi. Și atunci se venit ideea unei expoziții colective? Da, m-am gândit, femeile se ajută și asta ar fi forța feminină, să ne ajutăm una pe alta, asta ar fi frumos, asta e idealul. Și am cerut ajutor, am cerut cine dorește să fie alături de mine, să expună, să explorăm feminitatea. O artă diferită, de la un perete la altul, totul e diferit. Da, avem fotografie, avem desen, avem colaj, pictură naivă, puțin, este Miruna care... Așteptai să fie atât de multă lume astăzi prezentă? Nu, și mă bucur foarte, foarte tare că oamenii totuși doresc să vadă artă, îi pasionează, se preocupă și n-au stat acasă, să nu, să fie indiferenți. Îți mulțumesc frumos, să înțeleg că expoziția este cu vânzare, m-am uitat pe prețuri, mi se par foarte, foarte accesibile. Mă bucur, am încercat să fie accesibile, vine 8 martie, poate cineva se gândește să facă un cadou unei femei iubite și îi place o anumită lucrare și dorește să ofere. Iar rămâne deschisă expoziția. Da, până în 16 martie, deși e puțin după 8 martie, dar dorim cât mai multe femei să facă, să aprofundeze noțiunea și să vadă lucrările, poate trezim ceva în ele. Și chiar dacă nu cumpărați, dragilor, puteți să veniți pentru că sunt atât de frumos și de expresive și de explicite la fiecare tablou această prezentare, încât e păcat să nu o citești. Văd că, uite, de exemplu, la tine la fiecare se găsește cumva câte o strofă, o poezie care să te ducă cu gândul la ceea ce exprimă tabloul. Da, fiind artă abstractă, eu nu hrănesc mintea, este doar hrana sufletului și această poezie ce am scris sub ele dă un pic de gândit minții și cumva am de toate pentru toți. Mulțumesc frumos, Dana Haidău, și felicitări pentru această expoziție. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. 15 ani, m-a emoționat. Tu locuiești în Austria, am înțeles. Da, eu locuiesc în Austria din clasa 5-a. Și abia anul acesta din clasa 9 am început să pictez cu adevărat și să mă dedic acestui hobby, pentru că inițial a fost un hobby.
și am ajuns să-mi și expun lucrările. Dar cum ți-a plăcut? Cum te-ai ajuns să-ți placă? Faci la școală sau pur și simplu simți că ai un talent pentru pictură în acrilic, cred că este? Sau? Da, sunt acrilic. Majoritatea sunt colaje, deci sunt și cu acoarele, și cu acrilic, și cu creioane colorate, grămadă de lucruri. Eu pictez, desenez, de când eram mică, cred că asta fac toți copiii de la grădiniță, și chiar am dezvoltat o pasiune pentru asta, dar în gimnaziu, în clasele 5-8, nu am pictat foarte mult, nu mi-am dedicat atât de mult timp pasiunii, și abia la final de clasa 8, dacă n-a trebuit să mă decid pentru un profil, în timpul liber pe care l-am avut, m-am reconectat cu acest hobby și am descoperit că asta e ce vreau să fac mai departe și că asta mă pasionează. Și cum te-ai ajuns să faci parte din acest grup de domnișoare și doamne tare foarte talentate? Eu și... venit la Caransebeș, mă gândesc că stai în Austria, nu? Da, eu sunt născut aici în Caransebeș, deci am copilărit aici la un moment dat. Și da, eu și doamna Haidau, Dana Haidau, ne cunoaștem deja de ceva timp. Ea mi-a văzut prima pictură, muzica, și cred că asta a fascinat-o și de atunci m-a rugat dacă pot să prezint mai multe lucrări de ale mele aici. Așa am ajuns să prezint aici. Cum te găsesc oamenii? Ai un Facebook? Unde se expui picturile? Încă nu am expus picturile, nicăieri pe social media, dar Facebook-ul meu e foarte ușor de găsit, exact așa cum mă cheamă și pe mine, Miruna Marcu, pe Facebook, și am să le postez în seara asta sau mâine. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult și mult succes în continuare. Mulțumesc! Mi-a plăcut discursul tău despre feminitate, despre ceea ce creezi tu și cum apuci să creezi din prisma aceasta de om activ. De în om activ familie, și părinte. De mamă, și antreprenor. Și antreprenor. Spune-mi, te rog, cum ți-ai făcut timp pentru astfel de expoziție? Este o premieră pentru tine? Ai mai expus în expoziții? Nu, n-am mai expus niciodată. Eu sunt prietenă cu Dana de câțiva ani și tot vorbeam noi despre tablouri, că ea face nu știu ce, că eu fac nu știu ce. E, și la un moment dat, așa treptat, cumva ne-am apropiat pe partea asta artistică și am început să discutăm mai multe, iar acum, așa, deodată am primit un telefon de la ea și îmi spunea că vrea să organizeze un vernisaj și dacă nu vreau să particip. Unele din lucrări sunt făcute de ceva timp și cumva erau cumva ale mele, adică simțeam așa că mi-aparțin. Că trebuie și că să fie văzute. Nu, inițial că nu, că ar trebui să fie neapărat ale mele și să nu le vadă nimeni. După aceea, împreună cu soțul meu, am zis că poate că ar fi o idee bună, am hotărât să le și vadă publicul larg. Acum sper doar să placă, mai ales că eu, nefăcând pictură și nu am studii artistice în domeniu, fac așa, doar din simțiri, doar din ce consider eu că ar trebui să fie pus așa la un loc. Foarte reprezentativă, ne-am și pus bine în calea ei, chiar... În calea ei ne-am pus, exact. Ne-am pus în calea ei. Spune-ne, oamenilor, pentru că tu ai și un butic pe genul ăsta de, da, de decor, de tot ceea ce creezi. Da, toată partea asta de handmade a început la mine în urmă cu vreo 8 ani. Oamenii ușor au început să afle despre ceea ce fac eu și cumva se cereau să vină acasă. Începuse la un moment dat să devină incomod, pentru că noi avem copii, avem jucării, avem de toate. Și era foarte incomod ca oamenii să vină acasă, ia repede, ascunde jucăriile, scoate ce ai pe masă și poți să vă oferi și asta, poți să vă oferi și asta. Ei, și la un moment dat devenise cumva incomod și cumva natural am mers spre am deschide un magazin. Și da, am un magazin în centrul orașului unde se pot găsi diverse elemente de genul. Că vine 1 martie, vine 8 martie. Este un magazin doar de cadouri și un magazin inclusiv de suveniruri și atunci sunt și obiecte din astea făcute manual, pentru că îmi doresc foarte mult să merg pe zona asta de altceva, puțin exclusivist, dacă pot spune așa. Îi mulțumesc Danei pentru că m-a inclus și pe mine între atâtea fete tinere, artiste tinere, și m-am simțit și eu mai tânără. Dumneavoastră sunteți un artist de la care ele au ce învăța. Mulțumesc. Dacă facem așa un pic o comparație sau dacă v-ați uitat cu ochiul dumneavoastră destul de critic conform vârstei și performanței în artă până acum, la ce este expus astăzi? Ce v-a atras atenția mai mult? Sau ce vă inspiră? Bine, fiecare artistă a venit cu ceea ce o preocupă conform vârstei. Domnișoara care a fost eleva doamnei Cosma a făcut aceste zeițe pentru că este preocupată de a ascede în viață, de a reuși în viață. Dana lucrează în encaustic de mult, a avut și cred că 2 expoziții. Este o bogăție de culoare la Dana. Mi-a plăcut. Tânăra care expune aici lucrările pe canvas
mi-au plăcut și mie. Fotografii. Fotografiile, da. Mi-a plăcut aceea cu pistruii și cu buzele. Mi-a plăcut și asta mi-a plăcut. Foarte expresivă, foarte expresivă. Da, foarte. Mi-au plăcut astea două în mod deosebit. Și ați văzut aici. Este o față, este veselă și o față este tristă, tristă și sunt suprapuse. Dacă ne-am întoarce la creațiile dumneavoastră, ce v-a zis Dana? Cu ce să veniți? Sau v-ați inspirat din ceva anume, din tema expoziției de astăzi? Sinceră să fiu, le-am avut. S-au brodit, s-au ca o marcă pe o scrisoare, s-au potrivit. Am zis florile, fragilitatea lor, frumusețea lor, ține de feminitate, drumul spre casă, am și scris. O femeie se întoarce mereu spre casă, oricâte ploi și vânturi ar fi, căminul este în inima ei. De când am intrat, mi-au atras atenția aceste fotografii, care cred că sunt cumva puse într-o ordine firească despre feminitate. Într-adevăr, așa este. Cum e tehnica asta? Că și eu sunt fotograf, dar, Doamne ferește, așa ceva n-am putut face. Cum ai reușit? Am fotografiat mai multe fotografii pe care le-am expus, una suprapusă alteia, care simbolizează mai multe laturi ale feminismului, care denotă mai departe. Și, și protagonista fotografiei, cine este? Eu. Deci tu ești? Da. Foarte interesant. Am un singur tablou în care nu sunt eu și e prietena mea cea mai bună, care a fost o poză făcută random când am ieșit afară să stăm la o vorbă și mi-a plăcut atât de mult încât am vrut să facă parte din expoziție. Este prima dată când participi într-o expoziție de acest gen? Da. Este... Câți ani ai? 21. 21, ești din Caransebeș. Da. Spune-le oamenilor cum te pot găsi, că mă gândesc că tu pe Instagram, pe social media ai... Pe Instagram mă pot găsi ca Lorelin, cu 3 de E și cu Y. Eu m-am intitulat dintotdeauna Lorelin, chiar dacă numele meu adevărat este Lorena, însă mă identific ca fiind Lorelin. Lorena și mai cum? Pintilie Lorena. Pintilie Lorena. Și tu, Lorena, ce vedem noi aici, mă gândesc că găsim și pe aceste, pe Instagram, pentru vânzare sau pentru creație, care vor să fie cunoscute, care vor să fie văzute, sau doar acum ți-ai rupt din intimitatea ta și le-ai pus aici pentru expoziție? Pagina mea de Instagram e foarte artistică, însă aceste creații nu au fost încă postate acolo, pentru că am vrut să fie un impact mare atunci când o să fie aici. Și mi-am dorit să fie aici și după și pe social media. Și nu am reținut din prezentarea de început dacă a fost, dacă este doar o pasiune a ta sau îi urmezi în continuare o facultate de profil? Nu urmez o facultate de profil. Mi-am dorit, însă mi-am dat seama că vreau să fie doar un hobby și nu vreau să investesc atât de mult timp în asta, fiind doar un hobby pentru mine. Îți mulțumesc frumos și îți doresc succes în continuare. Sunt superbe fotografiile și să știți, dragi prieteni, că sunt cu vânzare, așa că puteți să le achiziționați. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Eu am ales să reprezint prin desen arhetipele feminine reprezentate prin cele 7 zeițe, cum ar fi Athena, este femeia independentă, Demetra reprezintă fertilitatea, tipul mamei, Temis este cea strategică și diplomată, Hera este arhetipul soției, Afrodita este arhetipul senzualității și a frumuseții, iar Persefona este arhetipul femeii cu dublă calitate, care reprezintă tinerețea inocentă, dar și înțelepciunea bătrânească. Eu consider că este important să știm prin aceste zeițe să aflăm ce reprezintă fiecare și ce calități avem și defecte. Prin imagine fotografică, culoare, colaj, simț artistic, cele 6 doamne și domnișoare au încercat și reușit să ne pună la dispoziție și o imagine vizuală a definiției feminității, într-o perioadă deloc întâmplătoare, perioadă care va cuprinde cele două date din calendar, 1 martie și 8 martie, dedicate femeii și mamei. Le felicit pe cele 6 doamne și domnișoare care au reușit să ne prezinte astăzi feminitatea în imagini și de asemenea le felicit pentru textele ce însoțesc lucrările și care te invit la o meditare și mai profundă a ceea ce numim feminitate. Fostul director Ioan Cojocariu, nelipsit de la evenimentele culturale în general și mai cu seamă de la evenimentele Casei de Cultură, a fost prezent și acum și a dorit să spună câteva cuvinte, în special despre o mare doamnă a culturii caransebeșene, Eleonora Bunea,
pictor desăvârșit, fost director al bibliotecii Mihail Halici, ani de zile, cetățean de onoare al Caransebeșului, care s-a stins din viață recent și care a avut o poveste de viață interesantă. Ea a fost o profesoară foarte stimată și foarte bună ca profesor de literatură. Apoi a fost șefa bibliotecii, așa o știi orașul aproape. Dar partea care m-a mișcat a fost partea de mamă. Ea a murit la 93 de ani și ea fiind pictoriță, o pictoriță foarte sensibilă, maestră, dacă vreți, a acoarelei, și într-o zi, după ce și-a demontat expoziția, am ajutat-o să ducă tablourile acasă. Și ea îngrijea pe fiul ei, Marius, care s-a bolnăvit, student fiind, și după aia nu și-a mai revenit niciodată, ca să fie cu adevărat un om, să se întrețină. Și la o cafea, profitând de faptul că Marius nu era cu lângă noi, mi-a spus domnul Cojocaru, sunt atât de fericit tot ce se întâmplă, dar mă gândesc că uite, Marius s-a îmbolnăvit, nu s-a vindecat niciodată și eu aproape nu pot să mor gândindu-mă la faptul că ar putea rămâne. Și vă dați seama cât de trist e pentru o mamă să-și îngroape fiul, dar eu mă gândesc acum și vă spun cu sinceritate că aș dori ca Marius să moară într-o zi, eu să îngrijesc de înmormântarea lui și a doua zi vreau să mor și eu. Pentru că n-aș putea nici să mă odihnesc în mormânt, știindu-i că el a rămas de încoace și nu știe și nu poate să se întrețină. Și ce credeți, oameni buni? Moare Marius, îl îngroapă doamna sâmbătă și duminică doamna a murit. Vă rog să ținem un moment de reculegere. Mă bucur că începem primăvara cu această expoziție. Mărțișoarele vor sta și mai bine pe piepturile voastre cu acest vernisaj. Trebuie să înțelegeți că feminitatea este o stare de spirit, în primul rând. Nu ține de cât e de subțire doamna sau cât e de înaltă, ea ține de interior. Feminitatea vine din interior. Celelalte se pot șlefui, dar ce e înăuntru trebuie îngrijit și păstrat, mai ales păstrat. Martie marchează începutul primăverii, anotimpul renașterii și al trezirii la viață, iar 1 și 8 martie sunt zile pline de feminitate, de zâmbete și căldură sufletească. Astfel că expoziția Feminitate de la Galeria de Artă Corneliu Baba din municipiul Caransebeș, care este cu vânzare, rămâne deschisă publicului larg până la jumătatea lunii martie.